Numărul oltenilor care aleg să petreacă Revelionul în afara orașului de reședință este mai mare acum decât în anii precedenți, datorită restricțiilor de la noi, dar și al prețurilor practicate de hotelurile românești. Ei aleg să petreacă la cumpăna dintre ani în afară, preferând destinațiile exotice. În preferință a intrat și Republica Dominicană, unde un sejur de 7 nopți cu pensiune completă pentru 2 persoane ajunge la 3.500 de euro. Aceste sărbători de iarnă sunt ale destinațiilor exotice. Românii au dat părțile de schi pe destinațiile exotice. Și asta și datorită tarifelor. Mie mi se par destul de prietenoase cu turiștii români față de ceea ce se practică la noi în stațiunile de munte, respectiv Baiana Brașov sau Potiniș. Dacă în Baiana Brașov un sejur de 4 nopți de cazare cu demi-pensiune este undeva la 2200 de euro pe cameră pentru 2 persoane, deja pe demi-pensiune și cu cina festivă de Revelion, cu tariful ăsta de 2000 de euro, adică mai puține 2000 de euro, de exemplu la 1500 de euro, puteți să alegeți Egiptul, cu 7 nopți de cazare, hotel de 5 stele, masă ori inclusiv, transport cu avionul, transferul, etc. Nici stațiunile de pe Valea Oltului nu mai sunt în topul preferinței oltenilor pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Motivul este raportul dintre preț și calitatea serviciilor oferite, mult mai mare decât cel înregistrat de destinațiile din afară. Uitați-vă că nu sunt solicitări nici pentru stațiunea de pe Valea Oltului, unde aici au crescut tarifele, pe Valea Oltului sau la Herculane. Aici au crescut cu 15-20% și nu este ok. Hotelierii au motivat această creștere pe seama creșterii costurilor cu energie electrică sau cu gazele naturale. Dar nu este în regulă, pentru că, până la urmă, salariile noastre nu au crescut. Ei ar fi trebuit să mențină o pondere. Oltenii care vor să petreacă sărbătorile în țară, într-o atmosferă de bazm, la munte, mai au o opțiune. Ei pot contacta direct proprietarii de pensiuni și case de vacanță, cu care pot negocia direct închirierea imobilului. Pentru că acestea nu se închiriază pe camere, cei interesați trebuie să fie un grup organizat.